În acest moment, arterele principale sunt la negru. Nu a fost, de când a început, au început condițiile meteo defavorabile, n-a fost niciun drum blocat. În continuare sunt probleme cu străzile secundare, cu arterele secundare, cu stațiile și refugiile RATB, trecerile de pietoni, trotoare. De aceea aș vrea să suplimentați forța de muncă manuală pe timpul următoarelor 12 ore. Oricum, așa cum ne-am întâlnit pe străzi noaptea trecută, așa ne vom întâlni și în următoarele zile și nopți, până când codul de meteo va fi, nu vom mai avea temperaturi și căderi de zăpadă abundente.